plângeri, că ele sunt insistate, dar trebuie să vedem unde este cauza stării. Cauza stării este tocmai fenomenul de corupție pe care Băsescu l-a pronat. Băsescu perorează pe ideea că USR vrea să acapareze puterea. Să ne uităm bine la situație. USR este la guvernare, dar USR nu a luat sub control serviciile secrete, nu și-a propus să le ia sub control. USR nu controlează Procuratura Generală, mai de mine, USR nu controlează DNA-ul, USR nu controlează justiția. Nu e niciun indiciu că USR ar fi vrut sau că ar vrea să preia controlul asupra tuturor instituțiilor statului. Dacă vrem ca opțiune politică, USR s-a pronunțat mereu pentru normalizarea vieții instituțiilor în România și, în acest sens, pentru un pluralism al instituțiilor, al voinței politice, al abordărilor din România. Băsescu perorează apoi pe ideea că România s-a izolat în Europa. Se poate pune ca simplu cetățean întrebarea cât de vizitat a fost Bucureștiul de către liderii europeni sub Băsescu. Să fim serioși. Cât de mari și de lungi sau de importante vizite a făcut primului ministru, atât la care ține de mult primarul de Cluj. Deci să ne uităm bine. A fost o vizită la Națiunile Unite, unde s-a întâlnit pe coridor, sau pe hol, poate, cu reprezentanți unei autorități din lume. Și a fost o vizită la un spectacol, la o manifestare sportivă în China, cu o ocazie în care s-a mai întâlnit cu alți oameni. Dar nu sunt vizite propriu-zise semnificative ca și greutate pentru România. Trebuie spus un lucru. În România a avut un proces de reconfigurare democratică a spectrului politic. Această reconfigurare democratică, ați văzut, a avut ca pași alegerea de către nouă majoritate parlamentară a noilor lideri ai Senatului, ai Camerei Deputaților. Apoi, sigur, pentru că nu mai mergeau lucruri, pentru că sistemul administrativ se bloca, suspendarea președintelui. Petra Sem, sigur, a fost și alți pași, și a spus, nu s-a putut indica vreo eroare în sensul că s-ar fi încălcat undeva vreo reglementare juridică. Sau că s-ar fi încălcat undeva vreo lege. Toți pașii sunt înăuntru Constituției, toți pașii sunt înăuntru legilor României, toți pașii sunt înăuntru procedurilor stabilite ale Parlamentului. Sigur, viteza cu care s-a derulat reconfigurarea democratică din România în aceste săptămâni a uimit. Deci este o sursă de neînțelegere. Sursa de neînțelegere ține apoi și de, să o spunem direct, și de anumite particularități ale României, ale Constituției României mai exact. Constituția României este printre Constituțiile din Europa care prevede un mecanism de suspendare și chiar de demitere a unui președinte care încalcă Constituția, care încalcă legislația. Austria are o Constituție asemănătoare. E bine, mulți oameni din afara României, trăind în societăți în care Constituțiile nu au acest mecanism, gândesc altfel decât noi și acesta este direct dreptul lor. Dar trebuie spus că și în alte țări președinții ies din Europa. E adevărat că ies în mod elegant. În Germania, știm bine, în ultimii 2 ani au fost schimbați doi președinți. Ei au ieșit în mod elegant din nou, când s-a petrecut cerul pe care ei au scopit grave. La noi, din păcate, vedem bine, nu este această eleganță a ieșirii din nou, chiar când ai săvârșit lucruri grave. Dar, sigur, o spunem cu toată sinceritatea. USR-ul și noi ar fi trebuit și trebuie să explicăm mai bine în afară ceea ce s-a întâmplat. O facem și în acest moment, o facem cu toată intensitatea, tocmai pentru a risipi neînțelegerile. Suntem convinși că odată ce oamenii intră în posesia datelor reale, marea parte se vor lăsa convinși de adevăr, iar adevărul trebuie să stabilească, să spunem direct, faptele și nu interpretarea subiectivă a unui stat. Faptele sunt acestea. România a parcurs o reconfigurare democratică a vieții politice,
care a avut loc în cadrul strict al legalității. Nu s-a încălcat, nu s-a putut indica pe această oră niciun moment care s-a fi încălcat vreo prevedere legală. Cu partenerii noștri din Uniunea Europeană avem discuții, respectăm opiniile lor, respectăm îngrijorarea lor, luăm în seamă îngrijorarea lor, se înțelege că avem o responsabilitate și în calitate de membri ai Uniunii Europene și, firește, facem în așa fel încât instituțiile statului român să funcționeze normal, să-și exercite fiecare atribuțiile și, desigur, dorim ca Parlamentul să revină în poziția care a fost atenuată sub Băsescu, poziția de întruchipare a suveranității poporului, așa cum sună în toate democrațiile, democrațiile moderne. Traian Băsescu se aventurează în discuția despre legitimitate. E un subiect care îl depășește. Îl depășesc ca toate subiectele pe care ele tratează. Atenție! Legitimitatea e o exigență foarte ridicată, pusă în fața sistemelor politice, sistemelor juridice. Așa spune și are direct. Nu cred că are motiv în care are temeiuri morale și politici să vorbească de legitimitate cu un om care a lovit legitimitatea. Haideți să luăm faptul cel mai preeminent și sunt foarte multe. Când în Parlament era o majoritate substanțială, peste 60% civilii, în favoarea unei guvern Iohannis, Băsescu a și declarat și a și făcut ca atare, a criticat venirea la putere a acestui, acestui guvern. Ori acel guvern era legitim, să fim serioși. Nu era legitimă decizia lui Traian Băsescu de a bloca venirea acelui guvern la, la putere. Prin urmare, Băsescu mai curând a malformat legislația. Nu mai avut în discuție un alt aspect. În ce țară din Europa s-au adoptat 13 legi de importanță cardinală, pensii, educație, salarizare și mai departe, prin asumare răspunderii de guvern. Nicio țară din Europa nu a procedat în acest fel. Spune că și nu e legitim. Știm bine că până și Constituția noastră, care în punctul ăsta nu a fost cea mai exigentă și până și Constituția noastră a spus clar. Numai în cazul extreme se trecurge la mecanismul asumării răspunderii. Ce a rezultat? Să spunem clar, 14 sau 13 mormane de prostii, care sunt reglementările, care sunt legile lui Bob și care costă astăzi România și care vor trebui, desigur, schimbate cât se poate de vreme. Sigur. La meeting-ul de la Cluj, care, mă rog, a avut noroc cu sala negreană care a modificat audiența prin forța vocii ei, prin atracția pe care ea o exercită. Sigur, la acest meeting s-a văzut încă o dată că Traian Băsescu nu înțelege că el nu luptă cu străinul. El luptă, de fapt, cu voința poporului român. El trebuie să se raporteze la această voință. Trebuie să fie foarte clar. USR-ul nu a discutat, cum să zic, demiterea sau nu demiterea lui Băsescu. USR-ul a avut și are ca țintă readucerea lui Băsescu în fața poporului român. Poporul român este suveran să decidă ce se petrece cu fostul deținător al funcției de președinte. Sigur, s-au distribuit și tot felul de enormități tipul meeting-ul de la Andy Bock, cu demagogia cunoscută, spunea că românii nu vor putea să mai circule liber în Europa. Complet fals. Se știe prea bine. Europa la această oră negociază circulația liberă nu numai pentru țările din întrul Uniunii Europene, ce e absolut normal, se negociază nu numai aplicarea semnului Schengen în mod complet și pentru România și pentru Bulgaria, dar negociază acordarea unui regim mai restricțios și pentru alte țări. Cu Rusia este negociere, se negociază și cu alte țări. Deci nu e niciun pericol ca românii să nu mai circule liber în Europa. Această afirmație a Europa nu are nici un fel de acoperire. Mai departe, se tot repetă un fals care trebuie și
ținut de Newsim, din partea ambasadorului, după discuția chiar directă, apoi cu domnul ambasador, mai menționez, domnul ambasador este o persoană foarte calificată, foarte matură, el știe ce vorbește. Oricum, duminica trecută, încă o dată, Ministerul de Externe aici, ministrul, a trimis o scrisoare tuturor ministrilor de externe europeană, prezentând, dacă vreți, cronologic, factual, derularea procesului din România. Iar ambasadorii au fost însărcinați să aibă discuții la ministrul de externe a țării respective, dacă se poate la primul ministru, sau în cazul Germaniei, la cancelarul federal. Ministerul de Externe a pus în mișcare acest proiect. Dar mai trebuie adăugat, domnul Vlad Popescu oricum avea o discuție plănuită înainte, programată înainte cu Consiliul de Politică Externă al Cancelarului Federal. Ceea ce s-a și realizat. Domnul Popescu are o prevedere la discuții, ceea ce e normal. Pentru un ambasador prestigios și normal, pentru relația României cu o țară de referință la, la Europei. E bine, acesta este adevărul. Că, de la Cancelarea Federală, a existat, probabil, intenția de a convoca, aceasta este o altă treabă, dar noi, în acest stat, al prezenței ambasadorului nostru la Cancelarea Federală, avem efectul inițiativei luate de a contacta Cancelarea Federală și de a explica derularea evenimentelor de la București. Dar menționez încă o dată, prin Ministra României, domnul Victor Ponta, cred că și în dimineața zilei prezenței dânsului la Bruxelles și în Anilor, de două ori, a apelat la Cancelarea Federală a Germaniei să ia în seamă toate informațiile, informații din ambele părți a respectului politic și, sigur, cu aceasta a apelat ca să aibă, implicit s-a apelat ca să se aibă în vedere și o informare din partea autorităților române. Și închei pe care v-a lăsat timp și pentru întrebări, e că, sigur, cine vorbește numele Academiei? Da? El pretinde că vorbește numele Academiei. Eu nu cred că are de undeva mandat să vorbească numele Academiei. Foarte greu să obții un mandat să vorbește numele Academiei. Iar după o guvernare care rămâne cea mai dezastroasă din istoria modernă a României, eu nu cred că Academiei i-au dat un mandat. Cred că, din potrivă, nu e a dat un astfel de mandat. Pe de altă parte, se știe bine la Cluj, ca să lămurim cetățenii țării, că acum mai trebuie lămurite două lucruri. Cel puțin două lucruri. Sorin Apostol a fost singur în toată întreprinderea lui vastă de acumulare de apartamente și de alte lucruri. Și a doua chestiune, centura Clujului, care a fost mutată Samagornic, deci terenuri moi, deci terenuri care nu asigură soliditatea construcției, e ceva de care nu trebuie să răspunde cineva într-o bună zi. Centura a avut un cost pe kilometru care probabil că bate recordul european. Vă mulțumesc pentru atenție, vă stau la mulțumesc. Da, deci, ca să rămânim și aici. Știți bine că prin hotărârea de guvern s-a stabilit ca votul să aibă loc în locațiile ambasadelor, consulatelor și în alte locații aparținând statului român. De pildă, la Roma este Academia din România. În alte locuri avem asemenea locații. Deci acesta a fost decizia. Decizia mai conținea însă și această disponibilitate ca în cazul în care comunitățile cer să deschidă și în alte locuri, cum să zic, puncte în care să se poată vota. Nu e nicio reținere în acest sens. Iar noi am cerut acum ambasador să facă uz de această disponibilitate de a organiza și alte locuri care se votează, în funcție de necesități și în funcție de capacitatea de gestionare. Aici depinde, să spunem chestii, pe de o parte, de efectivul de funcționare pe care noi avem, am plasat acolo, în ca minister,
de externe și depinde, sigur, apoi și de partide. Știți bine că partidele trebuie să intre, să fie prezentate în comisie. Deci, la această oră, procesul acesta de stabilire a efectivului de locație este desfășurat și cred că marți vom putea prezenta situația adusă la zi. Deci, încă o dată, nu e via, pentru că, cum o să vedeți, e important să mai multe să voteze oamenii. Deci, nu e nicio restricție din punctul nostru de vedere. Din potrivă, suntem interesați ca oamenii să meargă la referendum și să-și exprime voința. Doamna ministru, mă rog după dar așa de vedere. Câte secții de votare sunt în de față prevăzute în Germania la, mă rog, raportat la numărul de români existenți în această țară? Și toate sunt în aceeași întrebare și pentru Spania, pentru că domnul președinte Sfântat a invocat această problemă el. Am spus că până marți se stabilește și atunci se procedează la deschidere.
Aș mai preciza că în cazul în care din partea comunităților se cere, se vor deschide între cine trebuie să facă această cerere din partea comunităților? Ce reprezentanți se vor deschide? Da, comunitățile, evident că dacă cel care e la fața lor, consul general, constată, el ne face o propunere de asemenea. Evident că ambasadorul poate să facă. Dar am lăsat de seama comunității, pentru că aceste comunități votează și e normal ca voința lor să prevadă. Deci, ce spune domnul Ionescu, în toate orașele astea unde sunt secții și ați numărat dumneavoastră în Spania, de exemplu, ce număr de comuni există acum? Numărul e mai mare. Cum? Acum, vreau să vă spun un lucru. Asta a discutat și cu Ministerul de Interne. Să nu credeți că se poate stabili cu exactitate oficial, vă spun imediat. Ce se întâmplă? Trebuie să aplică. Mai merg rude în vizită. Cum le contabilizezi rudele aflate în vizită? Doi. Nu exclude să fie undeva și oameni care lucrează la negru, care se doresc să se identifice. Patru. Nu excludem să fie mutații din o localitate, la o mobilitate care nu-ți permite să ai acest dimensiuni. Evident că, și în partea despre Ministerul de Interne și au spus că e imposibil să stabilești harta acestor mobilități. Ceea ce noi putem face este, desigur, să extrapolăm ce s-a întâmplat la ultima lege. La ultima lege au fost 140.000 de votanți. Putem extrapola. Spus, la primul tur, la doilea tur, la prezidențialul. La primul tur a fost 90.000 aproximativ. Vreți să vă dau un cifre? Nu votați pe fiecare oraș în care se există secții în Spania. Vă votați care au fost. Care au fost. Când vor veni, vor vedea acum, dacă spuneți votați. Deci nu elector, ci votați, da? Elector, cei care s-au prezentat la urmă, domnul Ionescu, cei pe care vreau să știți că sunt oficial în aceste liste. Că locuiesc în aceste liste. Încă o dată, listele acestea sunt mai mari sau mai mici? Pentru că se mișcă oameni, atenție. Deci noi putem să vă dăm datele votanților. Asta spus votant. Votant înseamnă cel care avea și a votat. Dar nu v-am întrebat dacă dumneavoastră aveți o situație a populației de acolo, a oamenilor de acolo, nu sunt oficial. Sigur, se coexistă, dar încă o dată. Una e situația oficială și alta este votare. Dar la fel asta am înțeles. Da. Să luăm așa. Da, în zona Madridu sunt 1562. Madrid 2, 1466. Bilbao, sunt dați 757. Barcelona, 1471. Zaragoza, 2329. Pot să vă dau, da? Încă o dată. Nu este, aceste cifre sunt supuse mișcării. De ce nu? De ce mi se pare că numărul foarte mic de aici. Adică se vorbește neoficial de... Un milion de români. Să vă vei erosionat de români. Deci, acestea sunt cifre celor care sunt în zona de Vila Zaragoza. Că ei sunt apoi răspândiți pe tot Europa. Da, Spania, părerea mea este că sunt până la 1 milion ca populație. Ca populație. Toți vă dau toate orașele. Spania sunt. Castelion, dați voi să vă uit, să nu vă dau. Castelion, sunt dați 1798. Bine, m-am dat o dată. Registrarea lor nu e simplă. Și repet, aceștia sunt înregistrați acolo. Dacă, cum să zic, între timp se mișcă dintr-un loc în altul, dacă între timp din România mai dreapta, dacă între timp de acolo mai dreapta, înseamnă dinamica nu se poate trece ușor. Am făcut un mic calcul. Dacă mergem pe gestiunea voastră, în cele 11 zone, care sunt secții de votare, ar fi alocați în jur de 15-20.000 de români. Pentru restul de până la 1 milion de români, ce se oferă? Oferim alte locații. Deci,
dacă vor cere, altfel n-ai explicat dacă nu cere. Dacă îi vor cere și dacă, după analiza pe care o face consulatul cerului caselor, rezultă că va trebui suplimentată o casă. Deci, ca să fie foarte clar, efectivul și distribuția locațiilor se adaptează la nevoile populației de acolo. Aceasta e opțiunea politică care contează. Și dacă nu vă rog. Nu este luată încă o decizie, doi. Parlamentul este suveran să o, să o ia. Trei. Nu este încărcarea vreunui articol constituțional sau un articol din o lege constituțională. Ok. Legea referendumului se prevede o perioadă de 12 ore. Referendumul de două zile poate să numai pentru referendumul local. Deci, și orele, și zilele le stabilește Parlamentul. Vom vedea după discuția din Parlament. Care se cere o explicitare a ceea ce s-a revelat.
Da, cu cifrele se va mai discuta, că pe măsură ce se corectează, să l-am spus. Ele sunt foarte mulți. Deci nu poate să sunt mici, pentru că ele sunt în acea regiune. Deci mutând foarte detaliat, dacă vreți. E clar că aici sunt oameni care stau la 300 de kilometri de locul respectiv. Pentru că e de pasarea aia, Doamne ferește, dacă ai și șomer, este anevoioasă. Din motivele pe care putem bănui. Ce e de făcut, sigur. Încă o dată, ținta noastră să apropiem cât se poate de mult locațiile de oameni. Pentru că, dând seama, interesul USR-ului este să vină oamenii la tot. Interesul obiectiv, ca să vă mulțumesc cât poate să simt. Vă mulțumesc mult. Radiu, nu mai gentil. Da, deci colegii au dus pe votători ai flăcării democrației. Da, l-am filmat mai devreme, am venit. Da.